V-am găsit, dragii mei, după 2-3 zile în care n-am postat pentru că nu m-am simțit bine astăzi, mă simt foarte bine și vreau să vă arăt și vouă o rețetă de pași foarte simplă, în special cerura care nu mănâncă miel oaie, și anume drob de pui, un drob foarte simplu, ușor de făcut și mult, mult mai delicios ca cel de oaie și miel. Și anume, pentru rețetă avem nevoie de două cepe pe care le-am tocat, un piept de pui, mărar pătrunjel, două legături generoase pentru că necesită multă verdeață, un kilogram de ficăței de pui pe care i-am curățat de pielița respectivă, 3 ouă fierte, 7 ouă crude, sare, piper și un ingredient secret pe care vreau să vi-l dezvălui și vouă pentru a avea un drob crescut și foarte, foarte pufos, gustos. Vă voi arăta la timpul respectiv potrivit. Însă, acum vin cu mii de mulțumiri și mult respect celor care v-ați abonat la canalul meu, iar cei care n-ați făcut-o, vă rog să o faceți, nu vă costă bani. Dacă ceea ce fac vă place, apăsați butonul de like, distribuiți să vadă și cât mai multă lume și atunci când distribuiți, vă veți salva și videoclipul pentru a-l face atunci când aveți poftă. Drobul nu este doar în ziua de Paști. Drobul se face atunci când se poftă. Acum voi adăuga o cratiță cu apă pe foc și aici adaug ficatul la fiert. Iar pieptul de pui îl voi pune în altă crăticioară. Și voi adăuga apă. După cum vedeți, am lăsat și pielea, pentru că pielea o voi toca împreună cu pieptul. Ficatul este foarte fad și pieptul la fel. Și la drob avem nevoie de puțină grăsime pentru a-i da fragezime. După cum vedeți, nu am scos sosul, pielea sunt acolo. Adaug pe foc și voi lăsa să fiarbă circa 20-25 de minute. Nu trebuie să fie fiert în totalitate pentru că va merge la cuptor. Așa cum vedeți, am fiert ficatul ficăței de pui. Aici am pieptul de pui fiert, îl voi dezosa. V-am spus că nu trebuie să fie 100% fiert pentru că va merge la cuptor. Voi dezosa, după care voi toca carnea și vă voi arăta cum continui. Dragii mei, după ce am dat ficăței de pui și pieptul de pui prin mașina de tocat, îi dau deoparte, adaug o tigaie pe foc și voi adăuga circa 50 de miligrame de ulei. Aștept să se încingă foarte puțin uleiul, după care vă arăt cum continuă. Acum că uleiul s-a încins, adaug ceapa și o voi lăsa la călit pentru circa 3-4 minute. Este o rețetă veche
din bătrân, cum se făcea odinioară drobul de pui. Femeile făceau din ce aveau, nu tot omul avea oi, ca să aibă miei. Și oricum, la timpul ăsta, când Paștele cade, Sfântul Paște, pe data de 5 mai, nu prea mai sunt mei. Alea sunt, se numesc natii, pentru că sunt între miel și oaie. Vă rog să mă scuzați. Nu lăsăm să se ardă ceapa, nu vom rumeni, o vom face sticloasă, pentru că vrem să mâncăm sănătos. Veți ieși mult mai ieftin cu un drob de pui ca decât cu un drob de miel. Și vreau să vă spun că este incredibil de delicios. Aveți nevoie de un piept de pui, un kilogram de ficat de pui, ceapă, verdeață, ouă, sare, piper și veți scoate cel mai gustos drob. Așa cum vedeți, ceapa s-a colit, voi opri focul și voi aștepta să răcească. Ceapa s-a răcit, adăugăm peste pieptul de pui și ficăței. Nu este chiar foarte rece, dar merge. Adaug pătrunjelul și mărarul, inclusiv codițele pentru aromă. Și acum vine voi adăuga 5 ouă în compoziție. Și două le vom opri pentru că nu avem prapure. Mă scuzați. Iar acum vă arăt ingredientul secret pentru a avea cel mai crescut și pufos drob. Venim cu o linguriță de bicarbonat, după cum știți, și în mici se pune. Și aici avem o lingură de oțet pe care îl vom stinge. După ce l-am stins, adăugăm sarea, piperul, după gust, dacă mâncați mai iute, puteți pune mai mult, și sarea, și amestecăm foarte bine. Compoziția, incorporăm totul. Încercați și voi, așa cum v-am arătat, și veți vedea cât de crescut și fraged, pufos. Așa cum știți, când mergeți la mici, la restaurant, îi vedeți foarte frageți și foarte gustoși. Așa și în drob se adaugă
bicarbonat pentru volum și pentru cremozitate. Așa cum vedeți, am o tavă de cozonac. I-am pus foaie de copt. Adăugăm compoziția aici. Întindem foarte bine. Iar acum așezăm câte un ou fiert pe mijloc. Și continuăm cu compoziția. Foarte simplu, ușor și foarte ieftin. Fiecare își poate permite un drop de pui pentru că nu este scump. Ficatul de pui nu este foarte scump. Vă sfătui să-l luați pe cel proaspăt, nu congelat, să nu aveți surprize. Eu nu cumpăr nimic congelat pentru că am pățit de câteva ori când am dezghețat, a fost stricat. Trebuie să apăsați foarte bine ca să-și n-aibă aer între, să se lege foarte bine atunci când merge la cuptor. Iar pentru că nu avem prapuri, prapuri este acea grăsime de miel, pe care eu niciodată n-am pus-o, că nu-mi place. Adăugăm puțin ou peste, deasupra, și nimeni nu va ști că nu are prapuri. Foarte simplu și ușor. Uitați cât de bine arată. Eu am preîncălzit cuptorul și voi băga la 180 pentru circa 40 de minute. Ne dăm seama atunci când vom apăsa pe el, el trebuie să fie tare, nu trebuie să fie moale. Dragii mei, uitați cât de bine a crescut. Îl voi răsturna. După 40 de minute la cuptor, arată foarte bine, este foarte bine legat. Am scos hârtia și apoi îl voi întoarce. Însă frige foarte rău. Dragii mei, voi tăia. Să vă arăt cum arată în interior. Așa arată recomandarea mea pentru voi. O rețetă simplă și foarte, foarte gustoasă. Foarte puțin bani. Atunci când nu avem bani de miel, facem cu pui. O rețetă sănătoasă, recomandată diabeticilor, celor la dietă,
cu câteva roșii, un castravete, o salată verde. Puteți mânca oricând. El este încă foarte fierbinte, că abia l-am scos de la cuptor. Acestea fiind spuse, asta am vrut să vă arăt astăzi. Vă doresc o zi binecuvântată. Ne auzim la un nou videoclip.